Pacea Domnului și bun venit în cadrul școlii de sabat, unde putem să învățăm de la Dumnezeu, iar El să ne călăuzească, să ne dea sfaturi și ajutor. Înainte de a începe lecția de repetat, vă invit să ne plecăm pentru un moment de rugăciune. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru călăuzirea Ta, îți mulțumim pentru binecuvântările care reverși asupra noastră, și îți mulțumim pentru faptul că suntem scumpi în ochii Tăi și dorești să bați la ușa inimii noastre din nou în acest sabat. Dorești să ne înveți și să ne ajuți să ne clădim caracterele pentru veșnica Ta împărăție. Fă-ne primitor Tu la cuvântul Tău și ajută-ne ca tot ce primim astăzi să întipărim în inimile noastre, dar să arătăm și altora că Tu ne înveți și că Tu ești Dumnezeul nostru. Te rugăm să ne ierți prin sângele la Calvar, îți cerem toate binecuvântările Tale de acum și până în veci de veci. Amin. 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 Lecția de repetat pentru astăzi poartă ca titlu O moștenire a îndurării și dreptății, iar ca texte de introducere are următoarele. Nu mă părăsi Dumnezeule, chiar la bătrânețea căruntă, ca să vestesc tăria neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Glorioase sunt făgăduințele date lui David și casei lui, făgăduințe care țintesc către veacurile veșnice și își găsesc deplina lor împlinire în Domnul Hristos. Prima întrebare, ce trebuie să facem atunci când suntem mustrați? Mustrarea este un lucru neplăcut, tindem să nu o primim, dar din exemplul lui David înțelegem că cel puțin în două cazuri El ne ajută să vedem că e bine totdeauna să medităm și să înțelegem că prin mustrare Dumnezeu vrea
să ne îndrepte și să ne ajute. În mustrarea lui Natan și cea lui Ioab, observăm că David a înțeles, s-a supus, a ascultat și acesta a fost un lucru benefic pentru el și cu siguranță că Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Avem și noi de învățat de aici, oricât de tăioasă, de dură ar fi mustrarea, dacă are în vedere îndreptarea noastră, e bine totdeauna ca să o acceptăm și să verificăm viața noastră și să o primim așa cum a făcut David. Mulțumesc! Cea de-a doua întrebare. Care este singura condiție pusă de Dumnezeu ca să fim iertați? Iertarea este un atribut al lui Dumnezeu. Chiar Biblia spune lucrul acesta, căci la tine, Doamne, este iertare pentru ca să fii de temut. Însă, aceasta este și partea noastră în relațiile noastre unii cu ceilalți. Pentru a putea să fim iertați de Dumnezeu, este neapărat necesar ca să recunoaștem și să căim abaterea noastră. Pentru că doar în aceste condiții Dumnezeu poate să ne ierte. Și este frumos și din partea noastră ca la rândul nostru, în relațiile cu semenii noștri, cu frații noștri, să adoptăm aceeași atitudine pe care Dumnezeu o adoptă cu noi. De altfel, așa cum dorim noi ca Dumnezeu să se poarte cu noi și cu slăbiciunile noastre, la fel și noi trebuie să ne purtăm cu slăbiciunile celorlalți, pentru că așa ne-a învățat Mântuitorul nostru. Și asigurarea divină este că dacă păcatele noastre le mărturisim și le căim, El este credincios și drept ca să ni le ierte. Așadar, dragii mei, iertarea trebuie să fie și partea noastră, a unii față de ceilalți. Este un cuvânt scump și atunci când îl obții, este ușurare în suflet. Domnul să ne ajute să oferim și noi la rândul nostru această ușurare celor care ne afectează, cum și noi care afectăm deseori din nefericire numele lui Dumnezeu, aflăm ușurare atunci când găsim scris pe paginile Scripturii că suntem iertați în condițiile în care căim greșeala și păcatul nostru și ne întoarcem la Dumnezeu. Mulțumesc mult! Cea de-a treia întrebare, care sunt pașii spre o încredere în sine și care va fi rezultatul mergând pe această cale? De obicei, atunci când avem succes în problemele materiale sau cele spirituale, tindem ca acest succes să ni-l atribuim. Pierdem din vedere ajutorul care vine întotdeauna de sus și prin aceasta dispare simțământul acela de dependență. De aceea este bine totdeauna să înțelegem că tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem, este datorită ajutorului pe care Dumnezeu ne-l oferă. Din istoria lui David observăm că a avut un moment când s-a încrezut în el și a dorit cu siguranță ca această încredere să apară și în fața poporului. Deci este bine ca fiecare să avem în vedere totdeauna dependența de Dumnezeu și să înțelegem ajutorul care vine de la El, oricât de mare succes am avea în orice domeniu. Mulțumesc! Da, frate Daniel? În sensul acesta aș mai adăuga și o idee, și anume că atunci când succesele ne încununează, cel mai frumos și cel mai potrivit lucru este să datorăm succesul puterii divine lui Dumnezeu. Să-i mulțumim Lui, să-L lăudăm pe El pentru această reușită, pentru că mintea omenească niciodată nu poate cu de la sine putere să realizeze lucruri bune și frumoase. Și atunci când lauda este îndreptată către Dumnezeu, mândria și ambiția sunt inexistente spre fericirea sufletului, pentru că acestea sunt vicii care rănesc și nu ajută, ci ceea ce ajută este recunoștința sufletului față de Dumnezeu și rămânerea lui în umilință. Mulțumesc! Mergem mai departe. Asemenea lui David, cum putem să valorificăm la maxim anii bătrâneții?
Perioada bătrâneții este o perioadă delicată a vieții, când se apropie de încheiere viața și odată cu apropierea încheierii sunt lucruri care trebuie puse în rânduială. Și este o mare favoare pentru o persoană în vârstă ca să mai aibă capacitatea mentală și discernământul care l-a avut până aici, pentru a putea să își reglementeze lucrurile, să pună în rânduială toată situația, pentru ca după plecarea din viață să nu rămână lucrurile înculcate și confuze. În sensul acesta, este bine ca lucrurile, fie ele spirituale sau materiale, să fie realizate la timpul lor, să nu se amâne și să se clarifice toate problemele, așa și cum regele David, aflăm exemplu de la el din Scrierile Sfinte, că el s-a străduit cu toată puterea ca și după plecarea lui din viață și după urcarea la tron a urmașului său, lucrurile să meargă bine și frumos. A depus eforturi consistente în privința aceasta și a urmărit binele poporului său și onoarea lui Dumnezeu, încercând ca pe parcursul vieții lui să rânduiască toate lucrurile într-un mod onorabil. Cred că ar fi demn și pentru noi exemplul acesta de urmat, și anume de a face lucrurile la timpul lor și de a nu le amâna pentru a nu se crea confuzie. Și Dumnezeu va fi onorat în privința aceasta atunci când un suflet este interesat în rezolvarea problemelor și în a nu lăsa confuzie în urma sa. Mulțumesc, da, fratele Ione? Anii înaintați au în spate o experiență, o experiență vastă, și aceasta poate să fie folosită în sensul că poate să fie oferită celor din jur. Și mă gândesc în special celor tineri, ei pot să fie ajutați cu experiența ta din luptele vieții, din succesul pe care l-ai avut sau căderea pe care ai avut-o. Deci, în toate aceste puncte, poți să-i ajuți pe ceilalți, pe cei tineri care sunt fără experiență. Poți să le împărtășești, poți să-i sprijinești. Și aceasta constituie pentru ei un mijloc, un avantaj, învățând din experiența ta. Mulțumim și pentru aceste gânduri. Ultima întrebare a lecției de repetat. Ce apel face David prin psalmi la fiecare dintre noi astăzi? Apelul lui David este aici descris în special pentru noi cei care trăim astăzi, să căutăm să rămânem departe de spiritul acesta rău în care se vede în jurul nostru. Să mergem împotriva acestui curent. Și bineînțeles că a merge împotriva curentului necesită un ajutor din partea lui Dumnezeu. De aceea când privim Psalmul 119, îl vedem ca și o rugăciune pe care David o adresează. Și aș vrea să spicuiesc câteva gânduri ale lui David de aici, pentru că el zice: ajută-mă să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Învață-mă, Doamne, povățuiește-mă. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale. Abate-mi ochii de la rău. Înviorează-mă. Împlinește-ți făgăduința. Depărtează de la mine răul. Deci, parcă este o rugăciune pe care David o rostește. Și cred că și noi avem nevoie de rugăciunea aceasta. Pentru că a merge împotriva curentului, a sta departe de rău, aceasta implică ajutor din partea cerului. Acesta e mesajul, aceasta e învățătura pe care David vrea să o ofere fiecăruia dintre noi, în special celor care trăim în timpurile acestea. Mulțumesc! Îi mulțumim și lui Dumnezeu pentru aceste experiențe, îi mulțumim și lui Dumnezeu pentru că El ne dă speranță din viața lui David prin lucrurile care le-a experimentat David. Că indiferent de
urcușurile sau coborușurile vieții, avem speranța să ne putem întoarce la Dumnezeu. Avem speranța de a fi iubiți de Dumnezeu și de a primi totodată ceea ce toți ne dorim, acea viață veșnică pe care ne-o dorim, pe care El ne-a făgăduit-o și fie ca El să ne facă să primim acest dar, această răsplată. Vom merge mai departe la lecția de zi, care are ca titlu Mesaj pentru mulțimi și text de memorizat. Iar rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă de la Domnul, ca ploaia ce cade asupra ierbii, care nu întârzie pentru un om, nici nu așteaptă pe fiii oamenilor. Inima care este în armonie cu Dumnezeu este părtașa a păcii cerului și va difuza binecuvântarea ei influențată tuturor celor din jur. Spiritul de pace se va odihni ca roa asupra inimilor obosite și tulburate de lupte lumești. Primul subtitlu, chemați să fie o binecuvântare. Prima întrebare, care a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu pentru cei puțini care îl acceptă? În planul lui Dumnezeu a fost ca întotdeauna copiii săi credincioși, care în spețe sunt puțini, o rămășiță, așa să fie cu adevărat o binecuvântare atât pentru societate cât și o onoare la adresa numelui lui Dumnezeu. Observăm că în versetul din Mica, efectul acestei mici rămășițe față de semenii lor din lume este ca o ploaie măruntă pe iarbă. Iată, dragii mei, ce frumoasă comparație este făcută între efectul creștinilor față de semenii lor și ploaia adevărată care udă pământul însetat. Și spunea și că Dumnezeu dorea ca rămășița lui, cei puțini, să fie fântâni de mântuire pentru lume. Adică surse prin care lumea să poată să fie ajutată pentru a obține salvarea de la Dumnezeu. Deci copiii lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să fie mijloace prin care Dumnezeu poate să mântuiască omenirea. Revelarea lui Dumnezeu de către copiii săi în fața oamenilor trebuie să fie interesul principal al vieții fiecărui creștin, al fiecărui copil al lui Dumnezeu, pentru că aceasta a fost planul lui Dumnezeu și știm că în Biblie binecuvântările pe care Dumnezeu le rostește și le promite copiilor săi depind de măsura lor de ascultare față de El, de măsura lor de supunere față de cuvântul Său, vine și binecuvântarea de la Dumnezeu față de ei. Domnul să ne ajute și nouă să avem parte de această binecuvântare ascultând de El, împlinind, punându-ne la dispoziția Lui pentru a putea să fim lumini în această lume întunecată. Mulțumesc! Mergem la următoarea întrebare. Cum a prezentat Domnul modul în care națiunea iudaică a ieșuat în acest plan și ce avertizare trebuie să luăm în acest fapt? Domnul Iisus a spus o pildă, o parabolă, în Evanghelia după Luca, la capitolul 20, despre un om care a sădit o vie și apoi a încredințat-o spre administrare unor vieri. Ei trebuiau să fie credincioși și să ofere partea stăpânului lor din această vie, roadele, dar observăm că ei au fost necredincioși și prin exemplul acesta putem să înțelegem că nu toți aceia care sunt chemați, nu toți celor care li se încredințează spre administrare o lucrare sunt și credincioși. Chiar dacă Dumnezeu este acela care cheamă și oferă, depinde foarte mult de cel care primește. Acesta trebuie să înțeleagă importanța acestui fapt de a fi un administrator și apoi trebuie să înțeleagă că Dumnezeu te face responsabil. Și înțelegând aceasta, trebuie într-adevăr să fii un ispravnic credincios care să răspunzi chemării, care să răspunzi lucrării pe care Dumnezeu ți-o încredințează. Mulțumesc. Frate Daniel, mai aveți un gând de completat? Da. Eșecul lui Israel
în relația lui cu Dumnezeu trebuie să fie pentru noi un avertisment serios, așa cum ne spune și din notă. Istoria neascultării și a declinului lor a fost raportată pentru instruirea noastră, ca noi să putem evita a face așa cum au făcut ei. Deci este de ajuns ca cineva înaintea noastră să greșească pentru a nu mai greși și noi. Și în special când este vorba de relația cu Dumnezeu, mare grijă, mare atenție. Domnul să ne ajute ca să învățăm din greșelile trecutului pentru a nu le mai repeta, ci dimpotrivă, a face fapte frumoase pentru a-L onora pe Dumnezeu și a-I mulțumi Lui pentru faptele frumoase pe care le putem realiza. Mulțumesc! Mergând mai departe, vom vedea calitățile celor aleși. Ce ar trebui să învățăm din cursele concrete care au atras în mod special pe vechiul Israel în capcană? A fost un pericol în toate timpurile și acela este și astăzi. Acela că copiii lui Dumnezeu au dorit să urmeze exemplul celor din jur, să se închine la idolilor și să urmeze poftele și plăcerile acelora care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aceasta a fost și pericolul evreilor și observăm aici că pe lângă aceasta ei au devenit cumva și egoiști, pentru că la baza chemării lor nu a fost dragostea, ei au considerat că aceasta li se atribuie lor și au luat-o pentru sine. Au făcut ziduri de despărțire între ei și ceilalți și, așa cum spunea aici o idee frumoasă, au făcut din Ierusalim cerul lor. Mi-a plăcut ideea aceasta pentru că mă gândeam așa, și eu pot să fac din biserica mea cerul meu. Dar să nu uităm că Dumnezeu în planul Său a dorit să-I cuprindă pe toți. Jertfa Domnului Hristos, darul salvării și al mântuirii este oferit tuturor. Și întotdeauna trebuie să am în vedere lucrul acesta, pentru că eu sunt chemat nu numai pentru mine, ci sunt chemat și pentru ceilalți. Și să nu fac din lucrul acesta o problemă egoistă. Eu și atât. Nu. Ci trebuie întotdeauna să am în vedere că Dumnezeu vrea să extindă lucrarea mea la toți cei din jurul meu. Mulțumesc! Mergem mai departe. Descrieți umilința și solemnitatea spiritului necesare în acceptarea chemării lui Dumnezeu. Recomandarea pe care Mântuitorul nostru ne-o face în Matei 11, 28 la 30 este cea mai bună metodă care într-adevăr ne poate apropia și identifica pe noi cu El. Și Domnul Iisus ne spune acolo ca să luăm jugul Lui, ca să învățăm de la El, pentru că El este blând și smerit cu inima. El este modelul nostru, El este acela de la care trebuie să învățăm noi. Dacă ne luăm etalon pe X sau pe Y, greșim fatal. Dar dacă privim la acela care nu a greșit niciodată, atunci vom putea să avem izbândă și să rămânem umiliți așa cum a rămas El. Umilința aceasta, dragii mei, în zilele noastre este o problemă interesantă, deoarece nimeni în zilele noastre nu dorește ca să fie umilit. Nimeni nu dorește ca să fie smerit. Fiecare caută să se înalțe cu tot ce are și cu tot ce pretinde că cunoaște. Însă, Domnul Iisus învață exact invers a ceea ce se petrece în lumea de astăzi. Și dacă avem puterea prin Harul Său să ne smerim și să ne umilim inimile așa cum ne recomandă El, Dumnezeu va proceda la o înălțare onorabilă atunci când va considera El. De fapt, datoria omului este aceea, cum spune și Apostolul Petru în prima sa epistolă, datoria omului este a se smeri, pentru ca doar Dumnezeu, văzând smerirea omului, să-l poată înălța
concomitent cu smerirea lui. Așadar, mare grijă. Veacul nostru este un veac îngânfat, mândru, ambițios, iar noi nu trebuie nici pe departe să ne împărtășim de aceste vicii, pentru că nu ne aduc niciun folos. Să rămânem la sfatul Domnului Hristos de a fi umiliți și smeriți, pentru ca să ne putem asemăna cu El și să ne putem bucura veșnic cu El. Mulțumesc! O misiune distinctă, prima întrebare, care este menirea copiilor lui Dumnezeu pe acest pământ și unde începem să o împlinim? Pentru că ne considerăm niște copii ai lui Dumnezeu. Menirea copiilor lui Dumnezeu este să fie lumini. Ca o cetate care este sus și văzută de toți. Misiunea aceasta începe aici, adică în familie, între vecini, și ea poate să se extindă. Dar eu trebuie să fiu credincios acolo unde sunt, acolo unde activez, acolo unde lucrez, în locul acela unde mă aflu. Iar dacă Dumnezeu vede de bine și găsește cu cale, El poate să extindă cercul acesta și poate să ajungă până la cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Dar ceea ce trebuie să înțeleg este aceasta. Misiunea mea începe aici, unde mă aflu acum. Și apoi acesta se va extinde. Mulțumesc, frate Daniel. Mai aveți un gând? Da. Deci a fi lumină este o misiune nici ușoară, nici lipsită de importanță. Când Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii, trebuie să înțelegem că viața noastră trebuie să reflecte așa cum a reflectat viața Lui, benefic pentru orice suflet omenesc. Or, pentru a face lucrul acesta într-o lume întunecată de păcat, este cu adevărat o provocare. Însă, Mântuitorul ne-a promis sprijinul Său în atingerea acestui măreț și înalt obiectiv, acela de a fi lumină în lume. Îndrăzniți că ce a biruit lumea, Domnul Iisus a biruit lumea prin lumina pe care El a oferit-o lumii. Și prin biruința Lui putem și noi să biruim dacă ne ținem aproape de El, dacă privim la El, dacă dorim să luminăm prin viața noastră, prin faptele și vorbele noastre, El ne va ajuta să realizăm întocmai lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute ca într-adevăr, așa cum spunea Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii, să fim și noi această lumină, ca să ne putem bucura de faptul că putem să ajutăm la luminarea multor suflete din întuneric, iar Dumnezeu să poată să fie onorat prin faptul că noi luminăm lumina care vine de la El. Mulțumesc! Următoarea întrebare. Ce ar trebui să ne trezească brusc și să ne reexaminăm motivele și prioritățile în viață? Prioritatea principală a unui creștin, așa cum o exprimă și Apostolul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, este vestirea, propagarea Evangheliei Mântuitoare a Domnului Hristos. Deci, așa cum se exprimă el aici, dacă vestesc că Evanghelia nu e pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Deci, misiunea principală a creștinului aceasta este... Primind în inima lui Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui suflet, el are privilegiul și datoria să o transmită mai departe. Prin aceasta făcând prima prioritate a vieții sale. În cartea Apocalipsei, în capitolul 18, ne este descrisă că lumina cunoștinței lui Dumnezeu va cuprinde întregul pământ. Tot pământul va trebui să fie luminat de slava Evangheliei, pentru ca orice suflet omenesc, auzind-o, să se hotărască de o parte sau de alta, să o primească sau să o accepte, și aceasta într-un mod conștient. Și Domnul Hristos spune că după ce această predicare a Evangheliei va fi ajuns la orice ureche omenească, după aceea va veni sfârșitul. Deci sfârșitul nu va veni până când lumea întreagă nu va fi evangelizată.
Iar Dumnezeu cere solilor, mesagerilor săi, ca să-și îndeplinească cu credincioșie această datorie și să facă cu adevărat prioritatea zero a vieții lui, pentru ca în felul acesta să poată contribui la încheierea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Este onorabil și pentru noi ca să fim parte a acestei misiuni globale, ca să fim parte a acestei acțiuni care va culmina în final, așa cum știm, cu marea strigare, cu revărsarea plinătății Duhului Sfânt și în final întreaga lume va fi luminată și va fi determinată să ia o decizie. Dumnezeu să ne ajute și nouă ca să fim incluși în numărul acestora care vor contribui la încheierea lucrării sale. Mulțumesc! Haideți să mergem mai departe și să vedem care este secretul puterii. Explicați semnificația viziunii date profetului Zaharia, care ilustra lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. În viziunea pe care Zaharia o descrie aici în capitolul 4, observăm ca un sistem pe care îl descrie Dumnezeu, prin care El dorește să vestească Evanghelia la toți oamenii. Și mă gândeam că fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să facem parte din acest sistem, să ne implicăm. Adică de la cei doi măslini curge uleiul acela care merge mai departe prin niște țevi și cred că eu și tu putem fi canale, putem fi mijloace prin care să se reverse acest ulei sfânt, această cunoștință despre caracterul lui Dumnezeu la toți cei din jur. Aceasta trebuie să înțelegem noi din viziunea aceasta a lui Zaharia, pentru că așa a ales Dumnezeu să-și facă lucrarea. Și fiecare dintre noi trebuie să ne integrăm aici, să înțelegem planul lui și să-l acceptăm. Și ca și mesageri să căutăm să ducem mai departe ceea ce am primit către cei din jurul nostru. Mulțumesc! Următoarea întrebare. Care este bateria energizantă pentru sarcina de iluminare a lumii? Frate Daniel? Da, deci Cuvântul Sfânt ne descoperă aceea sursa de energie, sursa de putere. Întocmai după cum un automobil are nevoie în primul rând de aceea componentă care îl determină la pornire și care este bateria electrică, care la rândul ei acționează motorul pentru a porni deplasarea, la fel, în viața de credință este nevoie de această energie care se numește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este puterea care mișcă, este puterea care luminează, este puterea care dă claritate și fără de care nu putem să facem nimic. Domnul Iisus a promis această prețioasă energie ucenicilor săi și a spus că nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite un ajutor pe Duhul adevărului. Mulțumim lui Dumnezeu că ni s-a dat și nouă din Duhul Său și trebuie să știm un lucru, că în măsura în care îl folosim, El se va mulți pentru noi. El ne va face destoinici și capabili ca să putem să reprezentăm într-un mod deplin caracterul Domnului Hristos în viața noastră și pentru a putea să facem aceasta avem nevoie să cerem, să suspinăm după Duhul lui Dumnezeu care este puterea de deplasare, puterea motrică, nu, a vieții de credință, avem nevoie să-L cerem cu lacrimi pentru ca să îl posedăm. Dumnezeu ni l-a promis, ni-l va dărui, dar noi trebuie să manifestăm un interes deosebit pentru a-L avea, știind bine că fără El nu putem să realizăm niciun bine în viața aceasta. Mulțumesc! Subtitlul numărul 5, Inimi arzânde, și prima întrebare a acestui subtitlu, explicați cea mai mare nevoie a noastră în acest timp. Cea mai mare nevoie pe care o avem este, așa cum spune Apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Prezența Domnului Iisus în viața noastră va da putere
succes, izbândă. Și cred că ar trebui să înțelegem însemnătatea prezenței lui aici. Fără el vorbim, predicăm, spunem, oferim pliante, cărți, dar dacă el nu este prezent cu noi, dacă puterea sa nu ne conduce, așa cum spune Zaharia, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Deci, cuvântul descrie aici o schimbare care trebuie să aibă loc în viața noastră. Schimbarea o poate face el. Atunci când îi deschidem inima, el curățește viața mea, o sfințește și mă face bun, mă pregătește pentru ca să fac această lucrare. Are loc o convertire adevărată și Domnul Iisus în inima mea este ca un izvor. Și spunea el, din izvorul acesta vor țâșni râuri de apă veșnică. Fără prezența lui în noi, fără puterea Duhului Sfânt, eforturile noastre nu vor avea succes. De aceea ar trebui să simțim această necesitate de a ne pune la dispoziția lui și de a-l chema. Doamne, vină tu în viața mea și lucrează tu prin mine. Eu să fiu ca o unealtă pe care tu să o mânuiești și eu să stau la dispoziția ta. Când voi face lucrul acesta, el se va folosi de mine și îmi va da putere și mă va ajuta ca lucrarea pe care o fac să poată într-adevăr să cuprindă inimi și să atragă. Mulțumesc mult! Mai sunt completări? Da, aș vrea să spun și eu că prezența Duhului Sfânt în viața creștinului conferă în permanență o notă de prospețime a vieții spirituale. Duhul Sfânt este acela care luminează sufletul în permanență, îl atenționează, îl determină la o asemănare cu Domnul Hristos tot mai mare pentru a putea să rămână în parametrii aceștia, așa cum făcea și aluzie chiar Mântuitorul în discuția sa cu Nicodim, cu fruntașul iudeilor. Nașterea din nou sau înnoirea vieții este o acțiune zilnică. Zilnic trebuie să vedem nevoia noastră. Trebuie să vedem dependența noastră de acela care este izvor de viață și de lumină. Zilnic trebuie să ne împărtășim din harul lui. Zilnic trebuie să cerem Duhul lui ca și călăuza vieții noastre, ca și energia principală care ne îndeamnă la lucru. Fără această înnoire zilnică a vieții, nu putem să ținem pasul cu spiritualitatea și cu nevoia de a fi asemănători cu Mântuitorul nostru. De aceea, sfatul dat de Mântuitorul către Nicodim este foarte util pentru fiecare dintre noi. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute și nouă ca, într-adevăr, să experimentăm această naștere din nou în permanență, în fiecare zi, ca să putem să fim mereu pregătiți pentru apariția Mântuitorului nostru și El să ne ajute la aceasta. Mulțumesc, fratele Ionel. Un gând, un rezumat, ceva marcant din lecție? Da, deci Dumnezeu dorește să facă din mine un strop de rouă, o picătură de ploaie, care să ajut celor însetați. Acesta este, practic, mesajul pe care îl vedem în această lecție și așa cum roua și ploaia sunt binefăcătoare pentru iarbă, pentru plante, la fel și eu pot să fiu și tu poți să fii. Ceva care să ajute și care să dea viață. Nu că de la mine pot să fac lucrul acesta, ci așa cum aminteam mai înainte, Domnul Iisus în viața noastră poate să mă ajute să fiu și eu un râu de viață, să ofer celor care însetează un strop de apă din dragostea lui minunată și din cunoștința pe care ne-a oferit-o fiecăruia prin cuvântul său. Mulțumesc, frate Daniel, un gând? Da, aș vrea să exprim și un gând final și anume că Domnul Iisus ne dorește și ne cheamă ca să fim în serviciul Lui cu toată inima. Să fim în slujba Sa așa cum a fost El în slujba omenirii.
Și dacă el și-a aruncat viața lui întreagă în brazda nevoilor omenirii, apoi noi, în calitate de copii, de mesageri ai săi, nu avem altă cale de urmat. Și bunul nostru Tată să ne ajute și nouă ca acest gând să nu ni se pară nici prea greu, nici prea mult din partea noastră, ci să-l considerăm ca o datorie pentru a ne putea bucura la sfârșit de roade. Pentru că doar aceia care se ostenesc și se sacrifică în timpul muncilor, aceia se vor bucura la final de roadele muncilor. Domnul să ne ajute și nouă ca să ne putem bucura împreună cu Mântuitorul nostru la final, pentru că viața noastră nu a fost un eșec, ci a fost una folos, atât pentru sufletele noastre, cât și pentru sufletele fraților și semenilor noștri. Acesta este mesajul pe care Domnul Iisus ne-l oferă ca să fim conlucrători împreună cu El. Mulțumesc! Mi-a plăcut și mie gândul acela că noi suntem canale, suntem conducte prin care Dumnezeu dorește să ofere celor din jurul nostru binecuvântările sale, materiale, spirituale, celor care ne înconjoară și noi să fim binecuvântarea altora, să fim lumina altora. El să ne binecuvinteze, să putem să facem lucrurile acestea și să ne colozească pașii pe mai departe în viețile noastre. În continuare ne vom pleca la un moment de rugăciune ca mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, venim înaintea ta cu mulțumire și laudă pentru învățătura pe care ne-ai oferit-o din aceste lecții. Îți mulțumim că dorești ca să ne folosești pe fiecare dintre noi ca unelte ale tale, mijloace prin care poți să reverzi binecuvântările tale către cei din jur. Îți mulțumim că ne-ai chemat ca servei tăi pe care să-i trimiți și să oferi celor din jur, celor care sunt în întunericul moral al lumii, lumina adevărului. Te rugăm să ne ajuți pe fiecare dintre noi scopul tău cu noi să se realizeze și să aibă o împlinire minunată, să putem să ne punem la dispoziția ta și puterea ta care este în viața noastră, aceea să aibă succes și să poată să ducă adevărul la toți cei din jur. De aceea te chemăm să vii alături de noi, te chemăm să iei viața noastră în mâna ta și tu să ne folosești și să ne ajuți ca să putem să fim un mijloc pentru slava și pentru onoarea numelui tău în lumea aceasta. Te lăudăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus, te slăvim. Amin. Amin. Le mulțumesc celor doi participanți, fratele Daniel Palan, pastor, pastorului Ionel Aria, și totodată îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale, pentru grija care ne-o poartă. Rugăm ca și în continuare să fie alături de noi, iar noi se cade să-l mulțumim și să-l lăudăm de acum și până în veci de veci. Amin. Ta.
Iisus.